Am încheiat un contract de economisire creditare. Cum adică un contract de economisire creditare? Economisești lunar sau când poți, până se adună aproximativ jumătate din suma de care ai nevoie. Diferența o poți primi sub forma unui credit. Și cât timp trebuie să economisești? Perioada recomandată este de 5 ani. În plus, la economiile tale se adaugă și dobânda băncii, dar și prima de la stat. Prima de la stat? Da, statul acordă o primă de 25% din cât economisești tu în fiecare an, dar nu mai mult de 250 de euro pe an. Și cum poți să ajung la maximul acesta de 250 Ca de euro? Ca să an? primești prima maximă trebuie să economisești 1000 de euro, adică puțin peste 4000 de lei pe an. Am înțeles, deci statul mă ajută cumva să-mi realizez planurile un pic mai repede, dar după ce se strâng toți banii care trebuie economisiți, ce se mai întâmplă? După ce ai strâns jumătate din suma de care ai nevoie, timp de câțiva ani, poți să iei creditul locativ. Are dobândă și rate fixe pe toată perioada lui. Încep să mă lămuresc. Deci, creditul ei numai pentru renovarea locuinței? Nu, poți să iei un credit pentru cumpărarea sau construcția unei locuințe, pentru extindere, reabilitare termică, modernizare. Poți să cumpăr și un teren? Da, dacă e intravilan. Înțeles, dar dacă am deja un alt credit ipotecar, ce se întâmplă? Poți să-ți refinanțezi creditele ipotecare prin credit locativ. Și atunci când nu pot economisi jumătate din suma necesară pentru cumpărarea unei case, ce pot să fac? Poți să-l folosești drept avans pentru un alt credit ipotecar pe perioadă mai lungă, cum ar fi prima casă. Ah, programul prima casă. Iar contractul de economisire creditare se încheie cu orice fel de bancă? Nu, doar cu băncile specializate pentru locuințe.